Salutare. Facem un clip la matca de pestriți. Buxa 1 mascul. Mascul linie Rus Cătălin, Alba Iulia, purtător de Havana din 28 aprilie. Face ca bun, se vede pe el că e căpos, masiv. Doilea mascul, a David Iura, linie Tibi Fustus, mascul de ianuarie. Bun reproducător. Am un cuib cu el, foarte, foarte energic, îmi place cum merge și cum montează. Mai am aici un mascul Janet. Mascul Janet, cadou de la Mihai Înșoai, prietenul meu de la din Argeș. Un mascul Janet, tot așa din linii bune, de linia domnului Gulciuc, crescător de pestriți. O blană bună, se dezvoltă frumos și el la sfârșitul martie. Mai îl ținem un pic. Cam ăștia sunt masculi. Opriți. Aici avem femela Janet, mama la pui. O să vă prezint și cuibul și puii ei. Am înțărcat puișorii și am băgat-o separat. O mai las un pic și o să o montez de nou. A doua femelă Janet, de la David Iura. Tot așa din linie Tibi Fustos. Și Blenche, Paul Blenche, campion național la fluture. Aici avem puișorii. Doi janeți, trei pestriți, trei masculași, două femeluțe. Moștoți, o blană bună, dezvoltare bună, așteptăm evoluția să fie sănătoși. Femeluță Havana, pestriți Havana, e cea fără desen, însă foarte bună pe blană. Îmi place și poziția, o știți în clipurile anterioare și probabil îmi dați dreptate. Așteptăm puiuții și cu ea. Luna, la sfârșitul lunii acesteia, încerc să o montez, să vedem ce zice, dacă va sta. Cam asta e adăpostul de fluturi, o să mergem și la Uiași și să filmăm și acolo. Vă salut!